Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rugăciuni de tip SOS. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem. Psalmul 46, primele două versete. Într-o zi, o femeie mergea cu mașina pe un drum de țară când a văzut că se apropie o tornadă. Așa că s-a ascuns în spatele mașinii și a privit cum tornada a demolat o casă din apropiere. Alergând spre ceea ce acum era o gaură în pământ, a văzut un bărbat stând înghemuit cu ochii închiși. Ați pățit ceva? Mai e cineva cu dumneavoastră? A întrebat ea. Nu, a răspuns el, numai eu și Dumnezeu, cu care am chiar acum o discuție aprinsă. Nimic nu stimulează mai mult rugăciunea decât o nevoie urgentă. Într-o criză, chiar și necredincioșii se vor ruga. Există anumite probleme în viață pe care pur și simplu nu le putem rezolva singuri. De aceea psalmistul a scris în psalmul 86, versetul 7, Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Uneori rugăciunile noastre sunt doar strigăte după ajutor și sunt îndreptate numai spre urechile lui Dumnezeu. Când nu mai ai nicio variantă, credința ta se dezvoltă rapid și urgențele tale devin ocazii de a experimenta mai intens harul și puterea lui Dumnezeu. Așadar, dacă astăzi te găsești într-o situație disperată, iată o rugăciune la care Dumnezeu va răspunde. Tată, simt că mă găsesc într-o situație imposibilă, din care nu văd să am scăpare. Te rog să-mi faci parte de prezența și încurajarea Duhului Sfânt, care să-mi aducă aminte că la tine toate lucrurile sunt cu putință pentru cei ce cred. Trimite răspunsul tău din ceruri pentru situația mea pământească. Unde mă aflu eu acum, lucrurile par fără speranță, dar tu ești Dumnezeul care a creat pământul din nimic. Tu ai despărțit Marea Roșie pentru ca poporul tău să poată trece nevătămat. Ai redat vederea orbilor, i-ai făcut pe oloci să umble și pe surzi să audă. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul meu și că nu lipsești niciodată în nevoi.